petiționar este prezent. Așadar, îi voi da cuvântul domnului Gabriel Voiculescu. Good morning. Bună dimineața! Aș dori să mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru posibilitatea care mi-a fost dată să prezint proiectul Roșia Montană în România și mulțumesc și Comisiei pentru replica acordată. Sunt om de știință și reprezint un mediu academic foarte diversificat cu membri în România și în străinătate și care lucrează în arheologie, în matematică, în filozofie și știință experimentală. Există un consens între oamenii de știință, dar e mai greu de găsit un consens între oamenii de știință decât în politică, dar suntem de acord cu cele spuse de comisie. Sprijinim comisia în eforturile sale de a face România să respecte legislația europeană, dar nu suntem de acord cu poziția comisiei în sensul că aceasta ar trebui să-și limiteze acțiunile doar la această sferă. Susținem că comisia ar trebui să acționeze și în alte domenii care intră în sfera sa de competență, astfel încât să protejeze securitatea mai multor state membre, mediul înconjurător din mai multe state membre și să acționeze în interesul financiar al europenilor. În primul rând, aș dori să spun că începutul operațiunilor la Roșia Montană presupune distrugerea imediată a unei părți esențiale din moștenirea noastră culturală europeană. Pierderile sunt într-un cuantum incalculabil și multe organizații profesionale sunt pentru prezervarea acestui domeniu. Am rugat Comisia să evalueze pierderile la adresa moștenirii culturale a României, lucru care nu s-a regăsit în decizie. Apoi, este cât se poate de evident faptul că acest proiect intră într-o categorie per se. Diferă de alte proiecte de minerit din Europa, dată fiind dimensiunea acestuia și executarea acestuia. Vorbim despre o dimensiune mult mai mare decât cele care au cauzat cele mai grave accidente și care încă sunt ancorate în memoria colectivă europeană. Toxicitatea apelor reziduale ajunge să fie de 300 de ori mai mare decât în catastrofa de pe Colorado la începutul anilor 90. Și aceea a fost cea mai mare din istoria mineritului american. Să dați-mi voie să vă amintesc și de catastrofa de la Baia Mare din anii 2000, barajul de la Colontar, care s-a spart acum un an, avea 10 metri înălțime și ne amintim cu toții care au fost consecințele pentru oameni și pentru mediul înconjurător. Barajul de la Roșia Montană va avea o înălțime de 185 de metri. Deci este de două ori mai mare decât această clădire, dacă nu greșesc. Roșia Montană este într-o zonă foarte dens populată și acest bazin este conectat la Tisa și la Dunăre. Nu e nevoie să subliniez importanța ecologică a acestuia. Impactul potențial al proiectului vizează așadar trei state membre, România, Ungaria și Bulgaria și poate și un stat candidat, Serbia. De aceea cerem Comisiei să evalueze în mod adecvat riscurile presupuse de acest proiect. Am dorit să rugăm Comisia să aloce planuri de contingență și să verifice desfășurarea operațiunilor. Costurile presupuse sunt enorme, 235 de milioane de euro, și acest lucru, făcând abstracție de costurile pe care trebuie să le suporte publicul larg. Costurile depășesc cu mult proiectele de pe Colorado, despre care v-am vorbit. Ne vine greu să credem că aceste fonduri vor putea fi strânse și că vor putea
vor putea acoperi costurile. De aceea rugăm Comisia să evalueze costurile fiecărui potențial accident și să indice în raportul Comisiei dacă aceste costuri vor fi sau nu suportate de public. Vorbitorul este rugat să vorbească mai lent. Ca un punct de ordin general, aș dori să rugăm Comisia Europeană să lucreze îndeaproape cu onorabili membri ai Parlamentului European și salutăm o dezbatere cât mai deschisă pe care ar trebui să o purtăm cu Parlamentul și cu societatea civilă. Suntem încurajați de acest articol publicat de curând în revista științifică Geoscience. Asigurăm Parlamentul și Comisia de tot sprijinul nostru, necondiționat, și vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o. Grazie. La parola al... Mulțumesc, domnul Sarniurca. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt Sorin Jurca, locuitor al Roșiei Montane și vicepreședintele Fundației Culturale Roșia Montană. Trăiesc în Roșia Montană de 46 de ani. De 15 ani, această localitate este supusă unui continue tensiuni, unei continue tensiuni. O companie canadiană a venit să exploateze aurul de acolo și tot necazul este că această exploatare s-ar face peste localitatea Roșia Montană și încă trei localități aparținătoare, Corna, Bunta și Țarină. Din 2001, această companie, cu complicitatea autorităților române, a început strămutarea și relocarea oamenilor din zonă, ne ținând cont că acolo există un patrimoniu unic în Europa, sunt peste 7 km de galerii romane, sunt valori și la suprafață, sunt 46 de case de patrimoniu. Autoritățile locale, care poate o să vi se pare curios, dar primăria din Roșia Montană este proprietatea companiei canadiene, acolo își desfășoară activitatea Consiliul Local și primarul din Roșia Montană. Primarul, care este singurul, probabil primar din această lume, care nu acceptă ca Roșia Montană să fie inclusă în patrimoniul UNESCO, pentru că, spune dânsul, această localitate are o tradiție în minerit și aceasta este șansa Roșiei Montane. Eu împreună cu alți localnici suntem revoltați de faptul că autoritățile locale ne-au întors spatele. Sunt acolo două lumi diferite, sunt cei care pot să cumpere totul și cei care vor să-și apere pământul. Acei oameni care vor să-și apere pământul sunt considerați dușmanii celorlalți. Și astfel s-a creat o rupere în comunitatea locală. Acest proiect ne amenință casele. Eu am trei proprietăți în zona industrială. Eu nu o să le vând niciodată acestei companii. Nu accept acest lucru. Pentru mine locul sfânt este Roșia Montană și nu vreau să plec de acolo. Proiectul se suprapune și peste casele mele, v-am spus. Compania vrea să folosească ceanuri în jur de 240 de milioane de tone, să facă cel mai mare baraj, așa cum a spus domnul de aici. Și eu vreau să întreb ca cetățean european dacă voi putea fi menajat acolo, dacă voi putea să-mi duc viața în continuare și dacă Uniunea Europeană acceptă ca peste proprietățile noastre să fie revărsată această ceanură și să trăim într-un mediu toxic și mai mult de atât, să fim deposedați de terenurile noastre, de viața noastră pe care am dus-o, de biserica noastră, de cimitierele care le avem acolo. Am înțeles că se încearcă de către autoritățile române, de către Parlamentul României, ca să se schimbe legea minelor pentru a fi expropriați în numele unei companii miniere. Ne vom adresa justiției, nu numai în România, dar dacă va fi nevoie și în străinătate. La Roșia Montană este foarte greu să trăiești acum. Există o presiune fantastică.
presa din România este, cred că are pumnul în gură, pentru că nu vrea să vorbească despre ceea ce se întâmplă acolo. Suntem supuși la tot felul de presiuni mediatice, v-am spus. Autoritățile locale sunt mână în mână cu această companie. Este dureros să vezi că școlile sunt aproape pustii, să vezi o localitate că este izbită de ca de un cutremur, pentru că acolo, vă dați seama, de 15 ani compania sistematic a sărăcit localitatea și localnicii, pentru că la primărie s-a aprobat un plan urbanistic zonal și general prin care orice inițiativă economică de dezvoltare este blocată, nu poți să te dezvolți, pentru că atunci compania ar trebui să cumpere mult mai multe case sau imobile, pentru că e nevoie ca toate casele și terenurile din acel perimetru industrial să fie cumpărate pentru a putea demara proiectul. Am înțeles că este depus dosarul pentru ca România, ca Roșia Montană să intre în patrimoniul UNESCO, este la Ministerul Culturii, însă se pare că este prea departe Parisul pentru a-l depune la Paris și a fi aprobat. Grazie. Dacă îmi permite să vă înmânez din partea unor localnici din Roșia Montană care au lucrat la un ghid turistic foarte frumos pentru a avea și noastră imaginea Roșiei Montane de acum. Va bine. La ringrazio, ringrazio anche il... Mulțumesc și celuilalt petiționar pentru intervenție. În acest moment dau cuvântul în numele Comisiei, reprezentantul DG Envy, Zambrinski. Mă iertați pentru modul în care v-am pronunțat numele, spune doamna președintă. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc petiționarilor pentru o prezentare foarte bună a problemei. Aș vrea să subliniez faptul că petiția a fost depusă într-un stadiu foarte timpuriu al proiectului, deci înainte ca documentele de bază, cum ar fi evaluarea de impact de mediu și permisele, avizele de mediu să fie emise. Deci fără aceste documente este realmente imposibil ca noi să putem identifica o încălcare a legislației europene. Totuși, acțiuni atât de timpurii permit Comisiei să ceară informații suplimentare de la autoritățile române competente privind respectarea legislației europene de mediu și în special privind directiva asupra deșeurilor miniere, care practic este desemnată, a fost gândită tocmai pentru astfel de cazuri. Autoritățile române au oferit informații suplimentare care în acest moment sunt analizate de serviciile Comisiei și în momentul în care această analiză este finalizată, sperăm noi foarte curând, atunci Comisia își va adapta răspunsul către petiționar. Își va actualiza acest răspuns. În final, aș vrea să mă refer la primul postulat la care s-a referit petiționarul astăzi. Cred că trebuie să susțin poziția Comisiei, care spune că, sigur, că înțelege importanța socioeconomică, istorică și culturală a chestiunii, dar totuși decizia finală va rămâne în mâinile autorităților române competente. Așadar, noi insistăm ca să primim din partea lor o analiză corectă, însă este până la urmă prerogativa statului membru să decidă. Vă mulțumesc foarte mult!